Voi ce aveți în plan? Deci corpul acesta. Da, astfel de la schimbă rapidă. Da. Păi și foarte bine. Și mergeți cu cadrul ăsta în sus. Da, da. Până în placa de sus. Primarul Mihai Chirica a vrut să vadă personal stadiul lucrărilor de consolidare și modernizare de la grădinița cu program prelungit numărul 13 din Tătăraș. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat de către primarul Iașului în toamna anului trecut, iar valoarea totală a proiectului finanțat cu fonduri europene se ridică la peste 11 milioane de lei. 8 grupe sunt. 8 grupe într-un singur schimb? 8 grupe, nu, este 7 grupe sunt de program prelungit și una este de program normal. Înființată în anul 1970, grădinița cu program prelungit numărul 13 ocupă o suprafață de aproape 1600 de metri pătrați. Poate găzdui 200 de copii și are sală de mese, bloc alimentar, 8 grupuri sanitare pentru copii și personal, precum și 2 săli de activități opționale și educative.